10 jandarmi din Lupeni au donat sânge în cadrul campaniei naționale care s-a desfășurat și în Petroșani. Inițiativa le-a aparținut lor și toți spun că au recurs la acest gest din rațiuni umanitare. Consider că e un lucru foarte bun și dacă totul se poate face lucrul ăsta, să ajutăm alte persoane aflate în dificultate, eu, din punctul meu de vedere, am considerat că e un lucru necesar. Cred că orice om care va dona sânge va ajuta o viață. Nu se știe când, poate chiar din familia noastră, cineva va avea nevoie de sânge. Și cred că este un lucru foarte bun să donăm sânge. Am gândit că poate sângele meu poate salva o persoană aflată în dificultate. Campania s-a intitulat Întinde o mână, salvează o viață, donează sânge. Ideea a pornit de la necesitatea de a avea rezerve de sânge la nivel național și 60 de jandarmi din Hunedoara s-au înscris în campanie. Acest gest a fost extrem de bine privit de cei de la centrul de transfuzie. Este binevenită pentru că de sânge avem nevoie întotdeauna. Solicitări sunt de la spitale și spitalele din județ. Așa că e un lucru frumos că s-a organizat această campanie și că sunt oameni care doresc să vină benevol. Prin această campanie, jandarmii doresc să sensibilizeze societatea civilă asupra nevoii de sânge din spitale și asupra faptului că fiecare poate contribui în acest fel la salvarea unei vieți omenești.